Salut și bine te-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Uite, vorbim puțin despre harta Heligoland Bight în câteva minuțele. Ei bine, este harta care urmează după Zeebrugge, o hartă care am prezentat-o într-un videoclip anterior. Ei bine, care e treaba cu harta asta? Avem două insule, una mai mare și asta pe care sunt ceva mai mică. Iar întreaga bătălie se poartă, sincer să fiu, mai mult pe mare decât pe pământ, însă obiectivele se află pe land, da? Deci pe uscat. Bun, avem aici un ship foarte foarte stricat, mult damage a luat, iar ăsta reprezintă obiectivul B. Bun, avem un total de 2, 4, 6 obiective pe hartă. Nici aici tunurile nu sunt funcționale. Da, și e open space harta. Deci este într-un mare avantaj pentru cei care joacă cu clasa scout. Și așa mai departe. Iată, din A pe uscat ajungem în C, cred că ceva mai rapid, cel mai rapid. Și încă o chestie nouă care vine cu ultima parte din DLC-ul Turning Tides, anume un nou airship. Ne uităm chiar la el. E un airship care are în dotare arme foarte puternice, fie ele anti-tank, da, deci chiar anti-tank, deși este un airship. Așa, fie este foarte sensibil în aer, deci dacă avioanele trag în acel airship, așa se și zice, airship, e foarte ușor de distrus. Bun, uite, acolo am văzut un adversar. Iar cât ne-a mai rămas, vreo două minuțele până se încheie această hartă, am să vă arăt partea asta. Deci partea de aici a insulei este oarecum la fel ca cealaltă parte unde se află obiectivul F, E sau D-ul, de unde se vine în prim plan atunci când începe harta. Deci atacul se face din partea din față, deci din partea D-ului. Și we are losing Charlie, de ce? Da, uite, avem aici, au venit aici cu, wow, 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 trebuie să mă ascund. Ok, m-am descurcat până în prezent. Da, ne atacă ăștia ce-o. Deci asta vreau să vă zic, este o hartă la care trebuie să fiți foarte, foarte atenți, mai mult pe mare decât pe uscat, pentru că este foarte mult, wow, 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 este foarte mult de ocolit ca să ajungeți de la un obiectiv la altul pe jos, da? Deci pe uscat este foarte dificil, motiv pentru care trebuie să încercați să vă folosiți cât mai mult de, come on, loco, albar nu-mi dă revive, văd că asta e. Deci este foarte greu să vă deplasați între obiective, motiv pentru care vă sunt puse la dispoziție foarte multe bărci, foarte, foarte multe bărci. Ei bine, cam atâtea despre această hartă, este foarte simplă, deloc complicată, deci sunteți înconjurați de apă, două insule, una mai mare, una mai mică, în dreapta vedem și noi aici punctul de spawn, deci de aici se pleacă cu bărci mai mici, cu avioane, cu airship, cu destroyere și așa mai departe. Bun, uite, asta e destroyerul, vi-l arăt acum. Deci ăla din spate. Avem și disponibile 3 vizuale pentru ele. Da, ăsta este airship-ul și cam ăsta este gameplay-ul, da? Deci cam aici va fi. Hai să vedem un pic, aici era. Ok, ok. Stai că ne atacă ăștia. A, deci cam asta ar fi bătălia. Aici e totul. Ok. Hai să preluăm ce-o dacă se poate. Oh, a dat un revive. Atenție. Și 972 la 993. Cred că o să pierdem. Cred că o să pierdem la limită, dar o să pierdem. Nu e nimeni aici.
996 și ne apropiem de Defeat. Ei bine, și textura este extraordinar de frumoasă. Cred că au făcut ceva modificări la partea de design pentru că totul e mai bine structurat. Iar întreaga textură arată extraordinar de bine. Bun, cam atâtea despre Heligoland. O hartă minunată și este ultima hartă apărută din DLC-ul Turning Tides. Stați pe aproape, urmează și alte videoclipuri, urmează să se lanseze DLC-ul Apocalipsa, în care am înțeles că vor fi undeva la vreo 6 arme noi, clase noi, hărți noi și ne așteaptă niște chestii mega interesante. Apocalipsa e ca și cum o traducere că se încheie primul război mondial și sunt mari șanse fie să apară un alt Battlefield, ori sunt șanse să apară un DLC care să ne îndrepte spre o lume mai modernă a războiului, o lume din al doilea război mondial. Cine știe, sunt tot felul de zvonuri, dar asta rămâne de văzut pe viitor. Până data viitoare, v-am salutat și toate cele bune!